Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice. Fiind date două mulțimi evide, A mare și B mare, vom spune că între ele are loc o dependență funcțională. Dacă, printr-o regulă oarecare, facem ca fiecărui element al mulțimii A mare să-i corespundă un singur element al mulțimii B mare. Dependențele funcționale se pot reprezenta prin tabele, diagrame circulare, diagrame coloane sau bare, grafice, poligonul frecvențelor. Pentru următorul exemplu, 1 kg de roșii costă 1,5 lei, în acest caz 2 kg de roșii costă 3 lei, 4 kg de roșii costă 6 lei, 6 kg de roșii costă 9 lei și 10 kg de roșii costă 15 lei. Mai jos avem prezentate dependența funcțională reprezentată prin tabel, diagrame circulare și grafice. Un kilogram de roșii costă 1,5 lei. În acest caz, 2 kg de roșii costă 3 lei, 4 kg de roșii costă 6 lei, 6 kg de roșii costă 9 lei, 10 kg de roșii costă 15 lei. Astfel am realizat un tabel. Pe prima linie avem cantitatea de roșii în kilograme și costul total pe a doua linie în lei. Lui 1 îi corespunde 1,5, lui 2 1,5 ori 2 ca 3, adică lui 4 1,5 ori 4, 6, lui 6 1,5 ori 6, 9 și lui 10 îi corespunde 1,5 ori 10, adică 15. Dacă notăm cu X cantitatea de roșii în kilograme și cu Y suma plătită, relația funcțională este Y egal cu 1,5 ori X, unde X aparține mulțimii formată din elementele 1, 2, 4, 6, 10. În această problemă, relația funcțională între cantitatea de roșii și costul total o putem reprezenta și printr-o diagramă. Dacă notăm cu X cantitatea de roșii în kilograme și cu Y suma plătită, relația funcțională este Y egal cu 1,5 ori X, unde X aparține mulțimii 1, 2, 4, 6, 10. În această problemă, relația funcțională între cantitatea de roșii și costul total o putem reprezenta și printr-un grafic. O mașină se deplasează rectiliniu și uniform cu viteza de 50 km pe oră. Amic, scrieți într-un tabel distanțele parcurse după 1, 2, 3, 4, respectiv 5 ore și reprezentați grafic datele reprezentate în tabel. Pe mic, calculați distanța parcursă de mobil în primele 90 de minute. Ce mic, determinați regula prin care distanța parcursă în kilometri poate fi exprimată folosind timpul de deplasare în ore. De mic, folosind regula dedusă la C, determinați în cât timp parcurge mobilul 300 de kilometri. Dacă mașina se deplasează cu 50 km pe oră, într-o oră parcurge 50 de km. Folosind proporționalitatea directă, obținem o oră 50 de km, 2 ore 100 de km, 3 ore 150 de km. Reprezentăm datele în tabel. Pe prima linie avem timpul și pe cea de-a doua linie avem distanța. Pentru o oră avem 50 de km, pentru 2 ore 100 de km, pentru 3 ore 150 de km, 4 ore 200 de km și 5 ore 250 de km. Bemic, dacă mașina se deplasează cu 50 km pe oră, într-o oră parcurge 50 de km. O oră este egal cu 60 de minute. Deci, în 60 de minute parcurgem 50 de kilometri, iar în 90 de minute parcurgem distanța X. Determinăm X egal cu 90 ori 50 supra 60, adică X egal cu 75 kilometri. Din tabel avem că la 60 de minute corespunde distanța de
50 de kilometri, iar la 90 de minute corespunde distanța de 75 de kilometri. Pentru a determina regula prin care distanța parcursă în kilometri poate fi exprimată folosind timpul de deplasare în ore, pornim de la relația V egal cu distanță supra timp, adică 50 egal cu D supra T. Obținem D egal cu 50 ori T, unde D este distanța exprimată în kilometri parcursă în timpul T exprimat în ore. Aceasta fiind și legea de corespondență între cele două mulțimi. Dependența dintre timpul și distanța parcursă de mașină este reprezentată prin grafic. Folosim regula dedusă la punctul C. Găsim că mobilul parcurge 300 de kilometri în 6 ore. Observații. Observația 1. Pentru exemplu anterior, considerăm mulțimile A mare este egal cu 1, 2, 3, 4, 5 și B mare egal cu 50, 100, 150, 200, 250. Putem să reprezentăm dependența funcțională din problema anterioară prin diagramă. Observația 2. Pentru exemplu anterior, considerăm mulțimile A mare egal cu mulțimea formată din elementele 1, 2, 3, 4, 5 și B mare, mulțimea elementelor formate din 50, 100, 150, 200, 250. Putem vorbi de o dependență funcțională de la B la A, care arată timpul în care este parcursă o anumită distanță, spre deosebire de prima dependență funcțională, care arată distanța parcursă într-un anumit timp. Din tabel avem că distanței de 50 de kilometri corespunde timpul de o oră. Distanței de 100 de kilometri corespunde 2 ore. 150 de kilometri corespunde 3 ore. Distanței de 200 de kilometri corespunde 4 ore. Și la 250 de kilometri avem corespondență de 5 ore. Problema 3. Verificați dacă se poate stabili o dependență funcțională între mulțimea mare formată din 1 și 2 și B mare formată din 1 și 4 folosind regula lui x îi corespunde x pătrat sau B mic lui x îi corespunde x la minus 1. Pentru punctul A, x îi corespunde lui x pătrat, asta înseamnă că lui 1 îi corespunde 1 la a doua, adică lui 1 corespunde 1 care aparține lui B. Lui 2 corespunde 2 la a doua, adică lui 2 corespunde 4 care aparține lui B. Prin urmare, se stabilește o dependență funcțională între mulțimea A mare și B mare folosind regula x îi corespunde x pătrat. Pentru punctul B mic, x îi corespunde x la minus 1. Lui 1 îi corespunde 1 la minus 1, adică 1 îi corespunde 1 supra 1, care aparține lui B și 2 corespunde 2 la minus 1, așadar lui 2 corespunde 1 supra 2, care nu aparține lui B. Prin urmare, nu se stabilește o dependență funcțională între mulțimea A mare și B mare, folosind regula x îi corespunde x la minus 1. Problema 4. Precizați care din diagramele de mai jos reprezintă o dependență funcțională de la mulțimea x la mulțimea y, unde x este egal cu 1, 2, 3 și y este mulțimea formată din a mic, b mic și c mic. x este mulțimea formată din 1, 2, 3 și y este mulțimea formată din a, b, c. Această diagramă satisface definiția dependenței funcționale de la mulțimea x la mulțimea y. 4.2. Nu reprezintă o dependență funcțională de la mulțimea x la mulțimea y. Lui 2 îi corespund două elemente din y, b mic și c mic. 4.3. Nu reprezintă o dependență funcțională de la mulțimea x la mulțimea y. Lui 3 îi corespunde două elemente din y,
Lui 3 corespunde B și C, sau lui 2 nu-i corespunde niciun element din Y. 4.4. Această diagramă satisface definiția dependenței funcționale de la mulțimea X la mulțimea Y. Lui 1 îi corespunde C mic, lui 2 îi corespunde A mic, lui 3 îi corespunde B mic. Rezolvă singur. 1. Construi și alte diagrame care reprezintă o dependență funcțională de la X la Y, unde X și Y sunt mulțimile de la exercițiul 4. Câte diagrame puteți construi? Cardinalul mulțimii X este 3 și cardinalul mulțimii Y este tot 3, deci în total sunt 27 de diagrame care reprezintă dependențe funcționale. Și problema a doua, între A egal cu 0, 1, 2, 3, 4 și B egal cu 2, 3, 4, 5, 6, avem dependența funcțională Y egal cu X plus 2. Fiecărui element din X îi corespunde un element din B cu 2 mai mare. Reprezentați dependența funcțională printr-un tabel și printr-un grafic. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!